cumpăr, mă, asta, ce? A, bun, fă curând schimb de scule. Știi să mergi cu Loganul? Merg cu motorul, cu Hyosins. Așa? E frumos. Arici. Unde-l bagi? Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Ce faci, mama? Îți bag jileturile, că o să te împiedici. Mă faci aici să cad în cap. Plecăm la creva. Nu, bun. Ok, nici n-am apucat să fac introducerea cum trebuie, dar aia e. În fine, în mare parte, mergem la Craiova. Ne punem la drum, ăsta să-mi pun centura, ca astfel o să ne zbiere în cap. Mi-am luat tot ce-mi trebuie. Problema e că trebuie să fac eu o combinație repede pe aici. Trebuie să-mi pun acolo, sta să mă opresc undeva la umbră, că altfel nu e bine. Uite așa, ne oprim aici. Așa, trebuie să punem noi ăsta aici, ăsta aici. Ne-am luat autan pentru că ne ducem și la pescuit. Ăsta momentan le lăsăm aici. Aici am niște chestii pe care aș vrea să mi le pun. Uite, aici. Am spălat mașina și mi-am băgat toate astea aici pentru a putea șterge cum trebuie ăla de gaz. Cârpa, alea le lăsăm acolo. Astea sunt aici. Dulciurile le lăsăm așa. Mamă, ce cald e, 21 de grade la umbră. Bun, mă pun la drum, oameni buni, că am de pedalat până la Craiova. Mergem la un prieten, mergem un pic la pescuit. Iau și eu o pauză, pentru că Dari mâine se duce în excursie, într-o mini-excursie cu Eved, cu copiii și fetițele de la grădiniță. Așa că eu o să mă duc pe la un prieten la Craiova, la pescuit. Mă duc poate și la țară și mi-au și o pauză. Weekendul ăsta o să fie al meu. Azi e sâmbătă, mâine e duminică. Bine că eu mâine mă întorc înapoi. Dar în mare parte așa. Tocmai aici am făcut plinul la Golan și ne-am pus la drum. Am dat acolo 0 km. Am băgat gaz de 164 de lei. Și sunt curios la sfârșitul mini excursiei acestea câți kilometri am făcut și cât gaz am consumat. Au intrat undeva la 39,28 de litri de gaz. Tocmai aici am trecut prin Bumbești Jiu, mai am 134 de kilometri și ajung. Vreme frumoasă, super, super mișto. Cred că un rulment e pe ducă la mașină, pentru că se aude un zgomot foarte, foarte nașpa. O să închid mai încolo geamurile și o să auziți și voi. Sper să nu facă probleme, să ajung cu bine și să mă întorc cu bine. Mi-am pus Waze-ul aici, habar nu am să-l folosesc. Este oficial prima dată când folosesc Waze-ul. În rest eu folosesc doar Maps hărți de pe iPhone. Dar, na, l-am pus pentru poliție, pentru orice eventualitate. Salut, Târgu Jiu! Am ajuns în sfârșit și în Târgu Jiu, semnalizând ca oamenii ne putem urca. Așa că aici ai belea cu traficul, nu suntem la noi în Petrila. Avem ceva de mers. Se aude rulmentul, da, mi s-a dus un rulment. Acum îl aud și mai bine, că am oprit. Am oprit muzica. Acum am oprit muzica, o să bate de muzică, cred că s-a auzit. Acum trecem prin Târgu Jiu. Mamă, ce era să dea în ăla. Ioi. Uite, frate, București. Bine, că semnalizez fix acum. Am ajuns la Rovinari, aici unde mirosul este foarte, foarte, foarte plăcut. Deci că suntem la Cernobâl. Așa? Eu de obicei dau aerul pe ăsta din mașină și mă descalț, că mai bine prefer să miros pișoarele, miele, decât și aici. Du-te, băi! A, uite cât e de mare! Rovinari! Rovinari! Forță de muncă, nu glumă. Și acum, da, și înainte. Foarte cald, încă sunt 29 de grade. Mai avem de pedalat. Auziți rulmentul? Ia, hai să facem un pic de liniște. Ia. Dar e undeva pe dreapta, dar nu știu sigur dacă e pe față sau pe spate. Termocentrala Rovinari. Ia uitați ce e aici, oameni buni. Da. Am ajuns și în Filiaș.
Salutare la toată lumea de aici. Aveți un oraș, orașel era să zic, un oraș foarte frumos și îmi sună iubita. Da, mama. Ce faci? Uite pe drum, am ajuns în filia și acum filmam. Da? Da. Am să văd ce faci, cum ești, mai poți? Da, da, da. M-am descălțat, e cald, e trafic, da, nu, merg așa, băbește, că nu mă grăbesc, oricum nu vreau să ajung nici prea devreme să stau pe capul la băiatul ăsta. Da. Și toate bune deocamdată. Și cam câți kilometri mai până la destinație? 38. A, nu mai e mult. Nu, acum trec prin filia și de aici nu mai, n-ar mai fi mult. No, bun, super, mă bucur. Voi ce faceți? Mai liniștită când... Eu am terminat acum supa, am mâncat TV, am mâncat, cred că, jumătate din puiul ăla. Așa. Vezi că nu prea ai semnal. M-auzi? Eu nu te mai aud deloc. Întrerupt. Acum? Acum da, acum te aud. Acum. Zic că am fiert puiul ăla pentru supă și nu m-am așteptat. O mâncat de vetărniță de pui fiert așa o grămadă. Păi aia e, că trebuie să te pui pe ea ca să mănânci și ea. Trebuie certată. O mâncat jumătate de banană. Acum am terminat supă, au zis că mănâncă mai târziu. Fac un pic de curam prin casă, mi-e timpărul, bla bla. Da, da, da. Și cum îi zice, o mai doare burtica ceva? Nu, nu mai zis nimic. Acum e fericită că i-am dat tableta. Da, super, super. Nu, chiar nu mai are nimic. Cred că a fost de la prostii, cred. A, i-a dat tot ce posibil. Nu, că nu-i mai dau nimic atunci. Îi dau măr, îi dau banană, îi dau portocală, nu-i mai dau nimic. Păi, cam așa ar trebui, mamă, că și așa au mâncat destul de dulce. Prea mult. Bun, atunci te las, mamă, că eu și filmam, că eram fix în oraș, în filiaș. Am salutat lumea de pe aici, o să te vezi pe video. Poate îți dă lumea și ție subscribe acolo, că tu oricum ai făcut la vizualizări. Așa? Salut, Craiova! În sfârșit am ajuns. Mai avem cât 3 km până la destinație. Bă, frumos pe aici. Mă, dar 30 de grade, frate, mult mai cald decât la noi. Ia, cât am făcut eu din Petroșani până aici? 167 de km. Că nu știu pe unde să merg, că mi-a dispărut ăsta. Zic, gata, gata, gata. Cred că a ajuns ei pe aici pe unde m-ai dus atunci să mănânc șaorma aia picantă. Ia, mai am 2 km până la tine. No, bun, am ajuns, doar că o să mă duc cu prietenul ăsta al meu. Ce, m-am speriat, am crezut că mă ia poliția. Hai că pot să mă bag. El e pe motor acum. Hyosung. Ce dor îmi e de motorul meu. Hai că l-am păcălit, m-am băgat așa ca la Craiova. No, bun, făcură în schimb de scule. Știi să mergi cu Loganul? Merg cu motorul, cu Hyosung. Așa. Na, când îl oprești, apeși pe ăla, lateral, în dreapta. Ba, nu mai opresc, la ce să opresc? A, mă bun, te duci înainte.
Și la Craiova sunt 33 de grade aici, din 36 prin centru pe acolo. Sincer, nu sunt obișnuit cu cu căldura asta. Dei. Îi seacă căldura la mine, acolo e mai altfel. La foc mașina, Răzvane. Ce pățișoate. Am spălat și eu mașina, am zis că vin. Mamă, dar ce-i cuvântul ăsta aceea, frate? Am spălat mașina, am zis, vin la Craiova să am mașina curată. Mamă, dar ce bat curenții ăștia aici, domne? Bălți private, ce-i da? Mamă, ce mare e apă aici. Ia uite, ți-o lua foc de zonă mașina. Ia uite. Ioi, dar ce bate, frate, vântul halul ăsta? În viața mea n-am fost pe aici. Vai, ce are pe mașină, nici nu cred. Hai la calde. Ah, unde e apa? Văzut șerpele. Ce? Văzut șerpele. Unde? Acolo, într-un pământ. Ia, cum se vede? Vini, se coși pe alea, pe acolo. Ia uite aia, cum trebuie. Vă scăt eu pe aia? Hai. Învârte. Uite-mă frumos așa, ușor, hai, dă-i. Ia din GoPro-ul ăsta. Asta se pune pe scaunul ăsta, e tu, e de când trebuie acolo scapă. Oră, mă, nu-mi place. Zici că e plătit, că clean. E scumpar, mă, ăsta, ce e? Nu arată fain. O bară, e, așa e? Nu, nu știu. Asta nu e Mariana. Nu, nu are mufet. Nu, nu. Scobar, scobar. Bravo. O să nu stai și n-ai acolo. A, dă-i pace. Nu, e frumos așa. Arici. Hai că uite, acum începe să... Ok, oameni buni, am terminat și partida de pescuit. E ora 2.32, da, 2.32. Acum mergem spre casă. Eu cred că o să mă duc direct spre casă la Petroșani pentru că a intervenit ceva. Trebuie să vină cineva la mine mâine și... E destul de aiurea, nici nu știu, rămâne să mă gândesc până când ajung la Răzvan acasă. Să văd dacă mă duc direct acasă sau rămân. Problema e că mâine vine cineva la mine și n-aș vrea să omor mașina. Mai bine mă duc, îmi cumpăr un Red Bull, o cafea și mă pun acum la drum spre casă. Pentru că na, să mă duc să dorm 2 ore, după aceea să mă trezesc să plec. Mai bine sunt mai fresh acum. Nici nu știu cum să zic, ce să zic. În fine, ideea e că a fost super mișto, o sâmbătă destul de plăcută, o sâmbătă plină de relaxare, am prins și pește, pește destul de frumos, pește destul de mare, m-am dat și cu motorul, aia e, a fost super, super, super mișto. Cam atât pentru ziua de astăzi sau pentru această seară. Rămâne să ne auzim într-un alt episod. Dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, în descrierea acestui videoclip aveți 3 link-uri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe Car Vertical. Și dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să apăsați butonul acela de subscribe. V-am pupat și să aveți o duminică plăcută!